Șoferul a parcat mașina fără să știe că exact în acel loc fusese abandonat un grătar care încă fumega. Incendiul a avut loc la câteva sute de metri de mănăstirea Tismana. Autoturismul a luat foc la scurt timp după ce a fost parcat, iar turiștii din zonă au alertat pompierii. Șoferul, care s-a ales cu paguba, venise împreună cu familia la mănăstire să se roage.